Ieri seara la ora 18, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă unde a ținut să lămurească mai multe aspecte, unul dintre ele fiind situația pandemică din care încă nu am reușit să ieșim. În contextul actual, nu știm la ce să ne gândim mai întâi, văzând cum cazurile de infectări cu COVID-19 varianta Delta sunt într-o continuă creștere. Președintele Klaus Iohannis a declarat următoarele lucruri. Vedem cum varianta Delta, mult mai contagioasă, duce la o accelerare a ratei de infectare, inclusiv în țara noastră. Un context dificil care însă poate fi o bună oportunitate pentru clasa politică de a demonstra că are maturitatea, voința și responsabilitatea de a garanta siguranța și prosperitatea românilor. Nu rămâne decât să ne rugăm și să sperăm că o nouă carantină nu va fi luată în calcul.